să fie Domnul, cel care a fost mort și cel care a înviat. Cel care a înviat și prin vierea Lui ne-a fost socotiți neprihăniți. Cel care este viu în vecii vecilor și acela care nu mai moare. Slavă Domnului Iisus Hristos în veci. Amin. Textul acesta care a fost citit este un text foarte cunoscut. Este un text care se citește poate cel puțin o dată pe an, în dragul acestor sărbători, și ne amintește despre doi oameni care într-o zi, cuprinși de o stare de deznădejde și pe baza unor întrebări pe care și le puneau, au plecat spre un sat numit Emaus. Cu siguranță că așteptările lor în timpul acesta au fost mari. În timpul în care a fost cu Domnul Iisus Hristos și ei credeau, așa cum spune Sfânta Scriptură, că Domnul Iisus Hristos a fost un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului noroc. Ei credeau despre Domnul Iisus Hristos multe lucruri și într-o zi, Sfânta Scriptură spune și oamenii aceștia au mărturisit că mai mari preoți l-au luat pe Domnul Iisus Hristos, l-a dat să fie răstignit și așteptările lor, și spune cuvântul Domnului și viziunea lor despre Iisus Hristos a fost un cumpăn. Oamenii aceștia s-au pus întrebări și în călătoria lor și în drumul lor și-au pus multe întrebări și vorbeau despre Domnul Iisus Hristos, despre ceea ce s-a întâmplat. Și ceea ce este frumos este că Domnul Iisus Hristos a intervenit în drumul lor. Am fi putut să spune că Domnul Iisus Hristos trebuia să vină în momentul în care erau toți împreună. A făcut lucrul acesta. Dar Domnul Iisus Hristos a implicat și în viața acestor doi oameni, pentru că prin întrebările lor totuși erau oameni sinceri și ar fi vrut să îl cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Oamenii aceștia au pornit spre Emaus, cu toate că locul lor ar fi trebuit să fie Ierusalimul, alături de ceilalți. Dar pentru a se întoarce înapoi, spune cuvântul Domnului că oamenii aceștia trebuiau să facă câțiva pași. Și Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de ei, i-a ascultat despre ceea ce vorbeau și se întrebau, i-a pus întrebare și oamenii aceștia, spune cuvântul Domnului, că au spus în felul următor. În versetul 14 spune că vorbeau între ei, versetul 15 se întrebau și în momentul acela Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de ei. Unul din pașii pe care oamenii aceștia trebuia să-l facă, spune Cartea lui Dumnezeu, spune în felul următor. Oamenii aceștia, la versetul 19, trebuia să schimbe viziunea despre Calvar și despre Hristos. Oamenii aceștia, spune versetul 19 și 20 în felul următor. Ce le-a zis el? Și ei au răspuns ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului noroc. Împreoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Ei au crezut că acela a fost momentul final, așa cum credem poate mulți dintre noi. Moartea este punctul final. Ei au crezut că Domnul Iisus Hristos putea să facă multe lucruri atât timp cât a fost în viață. A fost momentul în care putea să întemeieze o împărăție, să ridice din nou slava lui Israel, să facă minuni între ei așa cum a făcut, dar în momentul în care a venit moartea, ei au crezut că totul s-a sfârșit. Ceea ce este frumos este că Dumnezeu este biruitor și asupra morții și oamenii aceștia au trebuit să schimbe viziunea aceasta și să știe lucrul acesta. Pentru cei mai mulți oameni din popor, noi spunem moartea este sfârșitul tuturor lucrurilor. Dacă mergem în zona Maramureșului, este și un cimitir, oamenii spun cimitirul Vesel. În locul acela, oamenii vin și spun, am clădit două case, am măritat doi copii și am murit. S-a terminat. Pentru noi, ca și copii al lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel că este mai mult decât atât și în Romani, în capitolul 6, spune cuvântul Domnului în felul următor. La versetul 5, spune capitolul 6, în adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine, omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui. În așa fel ca noi să nu mai fim rob ai păcatului.
Pentru noi a fost o moarte și trebuie să fie o moarte. Dar pentru noi mai trebuie să fie și o înviere împreună cu Hristos. Domnul Iisus Hristos a spus lucrul acesta și a încercat să le arate prin Scriptură. E adevărat. Moartea se sfârșește aici și trupul acesta de multe ori zace în țărână, dar noi așteptăm. Pentru că știm, dacă vă uitați, de multe ori scrie, aici așteaptă învierea. Acei care l-au slujit pe Dumnezeu. Aici nu se sfârșește viața. Oamenii aceștia au crezut lucrul acesta că Domnul Iisus Hristos, odată ce a murit, totul s-a terminat. Dar odată prin moartea Lui, totul a început din nou la viață. Pentru că Domnul Iisus Hristos a înviat. Un alt lucru pe care oamenii aceștia trebuiau să-L schimbe, pentru a se putea întoarce la Ierusalim, spune cuvântul Domnului că trebuia să schimbe așteptările și gândirea lor. Versetul 21 spune în felul următor: noi trăgeam nădejde. Ei credeau anumite lucruri, dar nu credeau așa cum era în Scriptură. Ei trăgeau anumite învățături și anumite speranțe despre Domnul și spune așa: noi credeam că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. S-ar putea ca și în viața noastră pe pământul acesta să avem multe așteptări, să avem multe întrebări și să ne gândim oare ce se va întâmpla. Dar ceea ce este important este că noi trebuie să avem gândul acesta care era în Domnul Iisus Hristos. Și cuvântul Domnului spune în felul următor, că în Filipeni, în capitolul 2, versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu și s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. El trebuia și oamenii aceștia trebuiau să audă gândul acesta lui Dumnezeu. Dar oamenii aceștia, mânați de problemele vieții și întrebările în suflet, au plecat spre Emaus. Cuvântul Domnului spune că oamenii aceștia au pus la îndoială inclusiv ceea ce li s-a spus despre un Hristos înviat. Alături de ceilalți oameni au crezut și au spus în felul următor că sunt basme. Ceea ce li se vorbește despre Iisus Hristos și despre învierea Lui. Și versetul 22 spune: ba încă niște femei de ale noastre i-au pus în numire, ele s-au dus de dimineață la mormânt. Nu i-au găsit trupul. Și a venit și a spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri, care zicea că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum le spusese femeile, dar pe El nu l-au văzut. Ceea ce trebuia oamenii aceștia să schimbe ca și mentalitate era experiența aceasta a întâlnirilor cu Dumnezeu. Oamenii aceștia nu puteau să creadă că Dumnezeu a înviat. Nu puteau să creadă femeile care au fost alături de ei. Mai târziu apostolii nu i-au putut să-i creadă pe cei doi care au fost împreună cu ei, deși erau oameni credibili. Erau lucruri pe care oamenii trebuie să le schimbe. Și noi, ca și oameni, trebuie să înțelegem, pentru că trebuie să credem. Trebuie să credem ceea ce spune prin profeție și prin cuvânt. Și cuvântul Domnului ne îndeamnă la lucrul acesta și apostolul Pavel spune: nu disprețuiți prorocii. Este adevărat că apostolul Ioan spunea lucrul acesta, că în lume au venit proroci mincinoși. Noi suntem chemați ca să fim aceia care să verificăm lucrurile acestea. Dar în același timp, suntem chemați să credem cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce este spus aici. Oamenii aceștia, experiențele care li s-au spus, li s-au părut incredibile și au spus: nu se poate. Deși este un lucru poate de neînțeles. Preoții, mai mari poporului, au mers la Pilat și au spus: am auzit că omul acesta de a treia zi va învia. Și au cerut gărzi. Și parcă oamenii care erau în preajma Domnului Iisus Hristos în perioada aceasta nu le-au venit să creadă. Erau într-o stare de deznădejde și nu puteau să creadă lucrul acesta. Au crezut fariseii și și-au pus întrebări și au spus: nu se poate. Dar ceea ce este important, că noi suntem chemați să ne schimbăm viziunea aceasta despre Calvar, despre moartea Domnului Iisus Hristos și să credem că El a înviat și că El este viu. În același timp, suntem chemați să ne schimbăm așteptările, nădejdele și gândirile și gândul nostru să ne facem potrivit cu gândul Domnului Iisus Hristos.
Suntem chemați în același timp să credem Scripturile și pe cei care aduc un mesaj veritabil din partea lui Dumnezeu ca profeție. Dar oamenii aceștia, spune cuvântul Domnului, că mai trebuiau să facă un lucru. Trebuiau să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos și cu El înviat. Ei s-au întâlnit cu El în momentul în care a fost în trup. L-au văzut pe pământul acesta. Au văzut minunile Lui, au văzut semnele Lui, dar n-au putut să creadă și nu L-au văzut înviat. Lucrul acesta este valabil și pentru noi. De multe ori poate plecăm pe drumurile noastre și nu înțelegem ceea ce se întâmplă poate în casa lui Dumnezeu, în problemele care sunt în viață și de multe ori nu credem în momentul în care vine din partea Domnului o prorocie și spunem nu, nu este din partea Domnului. De multe ori nu credem ceea ce spune cuvântul Domnului și spunem nu, nu mi-a vorbit Domnul mie. De multe ori poate nu credem ceea ce spunem și spunem noi așteptăm altceva, noi știm că în cuvânt va fi altceva. Ceea ce trebuie noi în seara aceasta și în viața aceasta pe care o trăim, trebuie să ne întâlnim cu Hristosul cel înviat. Oamenii aceștia, spune cuvântul Domnului în versetul 31, spune în felul următor. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi, că ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile. Oare lucrul acesta nu se întâmplă de cele mai multe ori când suntem aici? Inima noastră presaltă la cuvântul lui Dumnezeu și de multe ori poate noi punem o barieră și o piedică și spunem n-a vorbit Dumnezeu, dar Dumnezeu a fost personal aici. Dumnezeu ne-a vorbit prin Scriptură și prin cei care au fost rânduiți să ne vorbească. Este important să întâlnim în fiecare zi un Hristos înviat. Gândiți-vă ce folos ar fi pentru noi dacă noi am crede într-un Hristos care a murit, care a fost răstignit și care nu a înviat. Gândiți-vă ce ar fi pentru noi dacă noi nu am crede lucrul acesta adevărat, oare mai fi noi în viață la o viață nouă? Am mai putea să trăim noi o viață cu Hristos? Pentru că tocmai Apostolul spune că Domnul Iisus Hristos a înviat pentru că noi am fost socotiți neprihăniți. Am fost socotiți neprihăniți. Am înviat la o viață nouă cu Hristos. Dumnezeu a fost acela care ne-a deschis o cale nouă și noi suntem chemați ca să înviem și să trăim o viață împreună cu El. Cuvântul acesta este foarte important. Dumnezeu viu și Dumnezeu înviat. Aduceți-vă aminte despre ceea ce spunea într-o împrejurare Iacob. Cuvântul Domnului spune despre el că fugea de la bani. Era într-o împrejurare în care și-a luat soțiile, nepoții și a fugit de la Laban. Și omul acesta a stat și a dormit și un vis, Laban a avut un vis și cuvântul Domnului spune la versetul 29 din capitolul 31 din Genesa, omul acesta a spus în felul următor, dacă Dumnezeul tatălui vostru, dar Dumnezeul tatălui vostru mi-a ieșit în noaptea trecută, versetul 29 spune așa, mâna mea este destul de tare ca să vă fac rău. Dar Dumnezeul tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută, ferește-te să spui o vorbă de lui Laban. Omul acesta, deși avea atât de multe experiențe, deși avea ca și tată pe Avram, deși el văzuse în casa tatălui său Iacob atât de multe lucrări, omul acesta trebuie să se întâlnească și el personal cu Dumnezeu. Versetul 42 spune în felul următor ceea ce spunea omul acesta. Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, ne-am fi așteptat ca el să spună, dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul meu, dar el spune în felul următor, dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avram, pe Dumnezeul bunicului lui, pe acela de care se temea Isaac, tatăl lui, spune așa, mi-ai fi dat acum drumul cu mâinile goale. Omul acesta, Iacob, a fost nevoie și el. N-a fost suficient că bunicul lui a fost un om important. Un om al Sfintelor Scripturi care este trecut ca unul din cei mai mari oameni. N-a fost important că a fost fiul lui Isaac. Ceea ce a fost important a fost ca omul acesta să se întâlnească cu Dumnezeu într-o zi. Și Dumnezeu să fie acela care să-l binecuvinteze. Am putea și noi să spunem, suntem importanți, venim la biserică, suntem copiii cuiva.
Am citit cuvântul, am putea spune multe lucruri despre Dumnezeu, dar ceea ce este important este să cunoaștem un Dumnezeu viu și un Dumnezeu care schimbă vieți. Este important să cunoaștem un Dumnezeu personal. Aduceți-vă aminte de ceea ce spunea Toma. Că de momentul în care alții au spus despre Domnul Iisus Hristos și despre ceea ce El a făcut și a înviat, El a spus, dacă nu-L voi vedea, nu voi credea. Dar în momentul întâlnirii personale cu Domnul Iisus Hristos a spus un lucru atât de important. Domnul meu și Dumnezeul meu. Este momentul acesta ca să credem că Dumnezeu este viu, dar este același timp în care să credem că Dumnezeu este Dumnezeul nostru. Nu este Dumnezeul părinților noștri. Nu este Dumnezeul Bisericii Betel, ci este și Dumnezeul nostru personal. Suntem chemați să credem lucrul acesta și de cele mai multe ori mi se spune că Dumnezeu nu are nepoți. Dumnezeu are doar copii și fii. De aceea suntem chemați să intrăm într-o relație personală cu Dumnezeu fiecare dintre noi. Domnul Iisus Hristos spunea și ne învăța pe noi să ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri. Dacă ne-am rugat în seara aceasta și am spune despre un alt tată, dacă un copil de aici l-am întrebat cine este Cutare, frate, ar putea să spune este tatăl lui Cutare. Dar noi în seara aceasta ne adresăm și spune Dumnezeu este Tatăl nostru. Noi îl cunoaștem personal, știm cine este, știm ce a făcut pentru noi, știm că El a murit și a înviat. De aceea trebuie să spunem în seara aceasta și să mărturisim că Dumnezeu este viu, dar este viu și în inimile noastre și să credem lucrul acesta. Un alt lucru pe care Domnul Iisus Hristos vrea ca să învețe pe ucenicii aceștia doi este că ei trebuiau să se întoarcă și să creadă Scriptura. Domnul Iisus Hristos ar fi putut atât de ușor să vină în mijlocul lor și să le spună lucrul acesta: Eu sunt Iisus Hristos cel înviat și să ni se descopere. Dar Domnul Iisus Hristos a făcut un lucru frumos, i-a luat și a început, spune cuvântul Domnului, de la Moise și de la toți prorocii, versetul 27, și le-a tâlcuit în toată Scriptura ce era cu privire la El. Chemarea aceasta este pentru fiecare dintre noi. Suntem chemați ca să ne întoarcem la Scriptură, să aprofundăm Scriptura, să înțelegem ceea ce este scris în Scriptură și să trăim potrivit cu ceea ce este scris în Scriptură. Cuvântul Domnului și Apostolul Pavel în cartea 2 Timotei spune în felul următor. La capitolul 3, începând de la versetul 15. Cuvântul acesta era adresat lui Timotei, dar cred că este valabil și pentru noi în seara aceasta și spune în felul următor. Din pruncie, cunoști Sfintele Scripturi. Am putea să ne spunem întrebarea aceasta, oare când ar trebui noi să începem să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu? Unii ar putea să spună la adolescență, alții la maturitate. Dar despre Timotei spune cuvântul Domnului că el din pruncie, de mic copil, a început să citească cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune mai departe că din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuirea prin credința în Hristos Iisus. Și versetul 16 spune așa, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Începuturile sunt din pruncie și continuarea vine pe mai departe, spune cuvântul Domnului. Ne-am putea să ne gândim oare cum ar putea copiii noștri să fie înțelepți într-o lume pare care se strică tot mai mult. Psalmistul venea și spunea lucrul acesta îndreptat în dreptul copiilor, în dreptul tinerilor, în dreptul bătrânilor și adulților și spunea în felul următor, îndreptându-se după cuvântul tău. În felul acesta și copiii noștri vor putea să facă o distinție între bine și rău, cunoscând cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul Domnului spune că toată Scriptura, nu o parte a Scripturii, nu ceea ce vrem noi să luăm din Scriptură și spune toată, este insuflată de Dumnezeu, este de folos pentru noi. Toată Scriptura poate să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte și să ne dea înțelepciune în neprihănire. Un alt lucru pe care spune cuvântul Domnului în Evrei, în capitolul 4, legat despre aceasta, spune în felul următor. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător.
Mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri pătrunde până acolo când desparte sufletul și duhul, încheietura și măduva, judecă simțurile și gândurile inimii, nici o făptură nu este ascuns de el, ci totul este gol și descoperit de la inchia ochilor aceluia cu care avem de-a face. Chemarea aceasta este o chemare valabilă pentru fiecare dintre noi, începând de la copii și până la cei mai în vârstă. Suntem chemați să cunoaștem Scripturile. Un lucru important pe vremea părinților noștri este că părinții noștri s-au aprofundat în cunoașterea Scripturii. Dacă biserica tradițională trebuia ca cel care era legat în față, cum era preotul, trebuia să cunoască lucrurile acelea și ceilalți veneau după el, o parte a părinților noștri au început să aprofundeze Scriptura. Și dacă ceva a făcut lucrul acesta în momentul în care întrebai pe un bătrân ceva din Scriptură, putea să-ți spun. Pentru că cunoșteau Scriptura, cercetau Scriptura. Este un lucru important ca noi, în vremea aceasta, să căutăm lucrul acesta. Pentru că în felul acesta vom rămânea îndrădăcinați în Cuvântul lui Dumnezeu și valurile care vor veni, zvonurile care vor veni, nu ne vor depărta de pe cale. Este important să cunoaștem Scriptura, să vedem ce este scris în ea, pentru că Domnul Iisus Hristos spunea lucrul acesta, că în El avem viață. În felul acesta le spunea fariseilor că s-o potiți că în El aveți viață. Pentru aceasta este important. Dacă vrem să avem viață, trebuie să cunoaștem Cuvântul și să-L trăim. Un alt lucru important care Domnul Iisus Hristos dorea ca oamenii aceștia să-L facă, era să se întoarcă înapoi la ucenici. Versetul 33 s-a întâmplat chiar lucrul acesta, spune că oamenii aceștia s-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei adunați la un loc. Am putea să ne gândim și să spunem, Doamne, noi ne-am întors la Tine, Te recunoaștem ca Dumnezeu personal, cunoaștem Scriptura, dar în același timp putem să stăm liniștiți acasă și să dormim. Nu este suficient. Dumnezeu ne-a chemat ca să fim la părtășie unii cu alții. Domnul Iisus Hristos le spunea în Faptele Apostolilor că ei trebuia să rămână împreună și să aștepte făgăduința Tatălui. Era important pentru ei să fie împreună. Oamenii aceștia au plecat alături de ceilalți, mânați de întrebările și problemele vieții, dar Domnul Iisus Hristos a venit la ei. Nu le-a spus lucrul acesta, mergeți înapoi. Dar ei au simțit îndemnul Domnului și parcă felul în care ei au plecat înapoi a fost o motivație să spună că ei trebuiau să fie în altă parte. Că dacă trebuia să fie la Emaus, ar fi rămas la Emaus. Locul lor era la Ierusalim, alături de ceilalți. Chemarea aceasta este pentru fiecare dintre noi. Suntem chemați să fim în casa lui Dumnezeu. Suntem chemați să fim la părtășie unii cu alții. Pentru că dacă am fi singuri și solitari și am putea să spunem noi suntem pe picioarele noastre, noi putem în altă parte, noi citim cuvântul acasă, noi putem să mergem azi într-o parte, mâine în cealaltă. Noi trebuie să ne identificăm cu Biserica lui Dumnezeu și cu Dumnezeu care ne este Tatăl, cu frații Lui și cu cei care sunt în casa lui Dumnezeu și să fim părtași. Un alt lucru pe care spune cuvântul Domnului că oamenii aceștia erau chemați să-L facă și trebuiau să-L facă, era acea mare trimitere pe care Domnul Iisus Hristos le spunea mai târziu și pe care oamenii aceștia au făcut-o. Versetul 34 și 35 spune în felul următor. În momentul în care au ajuns la ucenici, i-au spus în felul următor, a înviat Domnul cu adevărat, s-a arătat lui Simon, au istorisit ce li se întâmplase și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Lucrul acesta trebuie să fie și pentru noi valabil. Domnul Iisus Hristos, mai târziu, în versetul 47, a venit și le-a spus în felul următor tuturor celor care erau împreună să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim și voi sunteți martori aceste lucruri, iată că vă voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere. Chemarea aceasta este o chemare pentru fiecare dintre noi. Oamenii aceștia au împlinit, o spune cuvântul Domnului, și au mărturisit și au spus celorlalți care au adunat. A înviat Domnul. Au venit și au spus, s-a arătat lui Simon. S-a arătat nouă celor care suntem aici și au adus mărturia lor personală. Oamenii aceștia au istorisit ceea ce s-a întâmplat în viața lor
și în felul în care l-a cunoscut pe Hristos. Chemarea aceasta este o chemare pentru fiecare dintre noi, pe care chemarea aceasta o face Scriptura, prin însuși Domnul Iisus Hristos, și spune în felul următor: mergeți în toată lumea și propovăduiți. Propovăduiți un Hristos viu și înviat, propovăduiți un Hristos care s-a arătat în viețile noastre, s-a descoperit, propovăduiți un Hristos care a lucrat în viețile noastre și ne-a dus atât belșug de binecuvântare, propovăduiți un Hristos care într-o zi se va întoarce pentru a lua pe copiii Săi. Moartea este un loc de așteptare pentru unii și pe urmă urmează o înviere. O înviere alături de acela pe care l-au slujit. Este important să avem o nădejde a învierii și este important să avem o nădejde a trăirii de fiecare zi pe pământul acesta împreună cu Hristos. Suntem chemați. Și în seara aceasta, dacă unii dintre noi se află în drum spre Emaus, punându-și întrebări, rămânând cu niște stări de deznădejde și cu întrebări personale, oare de ce e așa și ar fi trebuit să fie altfel? Unii care cred că Dumnezeu ar fi trebuit să lucreze într-un fel și n-ar fi trebuit să facă ceea ce a făcut. Suntem chemați în seara aceasta încă o dată să ne schimbăm viziunea și să credem că Domnul Iisus Hristos, prin moartea Lui, ne-a adus viață nouă celor care suntem aici, pentru că altfel n-ar fi fost posibil să avem împăcarea cu Tatăl și să înviem la o viață nouă. Este important să înțelegem lucrul acesta și așteptările noastre și gândurile noastre să le facem în totul în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Este important lucrul acesta să credem, ceea ce spune Sfânta Scriptură. Este important lucrul acesta să ne rădăcinăm în Hristosul Scripturii, să studiem Scriptura, să vedem ceea ce este scris în ea și să trăim conform cu aceasta. Este important să fim împărtășiți unii cu alții, pentru că Apostolul spunea în cartea 1 Ioan un lucru atât de important. La capitolul 1 cu versetul 3, partea a doua, spunea: părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Suntem chemați să fim împărtășie unii cu alții, cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Fiul și cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Suntem chemați să ne întoarcem înapoi la Ierusalim, la locul în care Dumnezeu este acela care ne vorbește personal. Și să fim aceia care să ascultăm ceea ce El ne vorbește. Pentru că Dumnezeu cu siguranță vorbește, numai noi să fim aceia care să avem urechile deschise. Ceea ce este important, și așa cum odinioară spunea omului Dumnezeu, Dumnezeu a vorbit odată, iar noi să fim aceia care să auzim de două ori. Odată cu urechea și a doua oară să împlinim cu viața. Amin. Amin.